Ia. Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei. Ce mai comunism și ce democrație ne-a fost dat ca să trăim în această Românie? Dar nu cu poezii. Dacă e cumva mai bine sau a fost vreodată greu, lucrul acesta n-aș putea să vi-l spun acum eu. Însă pot să, ca să vă spun, pe cuvânt de om cinstit, că umorul niciodată din România n-a pierit. Comuniștii, bună oară, multe legi au mai dat, dar românul în stil glumesc imediat a reacționat. Ceaușescu a dat decretul să se tineretul. Opa! Așa cântau fetele atunci, însoțite de băieți, în ciuda babelor invidioase și a moșnejilor impotenți. Imediat după emiterea celebrului decret din perioada comunistă, care prevedea ca fiecare familie să aibă cel puțin doi copii, la noi în țară au avut loc schimbări semnificative. Am dat pe proză, ia. Atunci, în marile orașe, vedeai femeile mergând pe străzi extraordinar de bucuroase și cântând: nu mai e poet. Să trăiască combinatul că mi-a angajat bărbatul, mi-aduce carne și pește și de mă privește. Poetul popular porcos ne-a bombardat, a venit așa în raid de mică înălțime și a aruncat toate bombele. Mamă, sunat! Oh, stai un pic! Mamă, mai ușor! Mamă. Pe șantierele patriei se auzeau tot mai des strigăte și îndemnul muncitorești. Nu, dar nu e vorba de cuvânt urât, e vorba de material. Ca de exemplu, băi, ce să-ți mai aduc? Cărămidă și mortar și pentru zidar. Un pic mai problematic însă, pe șantier era pe timp de iarnă. Și pe... termină, mă. A venit iarna și gerul, a venit șoferul, maestru și cu inginerul. Eu mai vreau un pic. Și a venit zidarul, i-a înghesat mortarul. Iar fierarul betonist se uită la trist. Dar să știți că în rest era bine. Mai ales în zilele de salariu. Atunci, tot personalul angajat, toți cântau în cor această melodie. Ia, când iau banii, șantieriștii beau și ca miniștri. Hai, mai stau, vă spun că una. Dar nici în mediul rural lucrurile n-au stat mai... Atunci, pe ulițele vechiului nostru sat românesc, se auzeau femeile cum cântau pe înserat: de când sunt colectivistă, nu mai dau la bărbat. Salut! Salut! Salut!